Bine am găsit, dragi telespectatori, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Astăzi am să fiu pentru prima parte a emisiunii doar eu cu dumneavoastră. În partea a doua să am lângă mine pe Mirela, o să ne rugăm puțin pentru câteva lucruri mai speciale. De aceea o să încep cu câteva lucruri pur informative. Alfa Omega este în continuare parte ca și lucrare de media din derularea unor evenimente, a unor acțiuni pe care le organizează Copilul Dumnezeu în diverse colțuri ale României. La timpul potrivit v-am adus astfel de informații și ulterior le-am reflectat prin intermediul unei știri, a unui reportaj. Mă grăbesc să promovez în acest moment al emisiunii noastre un eveniment la care o să fim parte. Este vorba de o conferință a organizației și Bisericii Punctul Zero în 28 mai 2011 la Brașov, sala Europa 2 în cadrul complexului Aro Palace la ora 10 dimineața. Mai multe informații pe site-ul punctulzero.ro, o să încercăm să-l punem și pe ecran. Este o conferință pe care prietenii noștri din Brașov organizează, îl știți, l-ați văzut pe canalul Alfa Omega TV în câteva rânduri pe Fanel Șerban, pasul acestei biserici. Iată că vine cu anul acesta din nou cu o conferință pe care ei și-o propun să o permanentizeze în fiecare primăvară în Brașov, sub genericul de data aceasta, Puterea Crucii. Sper să fim acolo și să înregistrăm, să vă dăm la scurt timp după aceea atât informații cât și în extenso imagini de la această conferință și chiar conferința integrală. Deci, pregătiți-vă în 28 mai 2010, dacă sunteți în zona Brașov, puteți fi parte la această conferință pe durata unei zile întregi de sâmbătă de la ora 10, găzduită de complexul Aro Palace, sala Europa 2. Mai multe informații pe www.zero.com. Poate și săptămâna viitoare vom reveni cu amănunte. Tot săptămâna viitoare vom fi în București. Începem de câteva vreme, am început să facem promo la acest eveniment. Este o conferință organizată de Big Impact, Biserici cu Impact Global. Deci, limbajele iubirii se numește această conferință. Din când în când apare pe ecran acest spot. Poate îl introducem chiar în secvența imediat următoare și în emisiunea Alfa Mega în Obiectiv ca să puteți să realizați conexiunea. Este găzduită de Palatul Național al Copiilor din Parcul Tineretului București între 23 și 26 mai. 23 înseamnă luni seara, este sesiunea de deschidere, va fi plină ziua de marți, de miercuri și joi până la amiază. Sub genericul, vă spuneam, limbajele iubirii, cu participarea deosebită al lui Gary Chapman și Don Christensen. L-am cunoscut și eu pe Gary Chapman cu ocazia lansării numai cu 2 ani a unei cărți despre cele 5 limbajele dragostei. Chiar am o carte în engleză. Vă încurajez să participați. Va fi ceva deosebit. Sunt așteptați lideri din diverse biserici. Cei de la Big Impact organizează de multă vreme acțiuni cu caracter interconfesional la care sunt chemați lideri în vederea echipării. Avem pe ecran și o informație de contact pentru cei interesați să participe la București în perioada 23-26 mai 2011, Palatul Copiilor, Parcul Tineretului, Limbajele Iubirii, cu participarea deosebită a lui Gary Chapman și Don Christensen. Big Impact organizează între 23-26 mai la Palatul Național al Copiilor din București conferința pentru familii pe tema Limbajele Iubirii. Gary Chapman, pastor și autor al bestsellerului Cele 5 Limbaje ale Dragostei, îi va ajuta pe participanți să înțeleagă provocările cu care sunt confruntați în viața de familie și să se familiarizeze cu limbajul dragostei. Don Christensen, un reputat om de afaceri, va vorbi despre administrarea finanțelor personale. Vă reamintesc, în această sâmbătă, de la orele 18 în Arad, la Palatul Cultural Piața George Enescu numărul 1, am mai făcut acest anunț și în emisiunea trecută, dar o facem din nou, suntem parteneri media noi de la Alfa Omega TV, la acest Gospel Fest Arad 2011, un moment important dintr-un turneu a celor de la Glory Gates Quartet, o trupă de gospel care din America de ani de zile vine în România. Iată că după un turneu mai lung în diverse orașe din România, au un festival, un regal de muzică gospel în Arad
sâmbătă, 14 mai, de la ora 18 la Palatul Cultural. Vă invităm să fiți acolo. Vom fi și noi prezenți, vom filma, vom prezenta ulterior pe canalul Alfa Omega imagini de la acest festival. Cei de la Glory Gates au fost oaspeți și în studioul nostru în săptămâna aceasta. Au fost musafirii lui Michi Stancu la emisiunea Inima Închinării. O să-i vedeți așadar și într-o ediție specială Inima Închinării pe canalul Alfa Omega TV. La capitolul resurse îmi face bucurie să vă prezint trei DVD-uri. Le-am mai avut și în lunile trecute în oferta noastră, dar de câteva vreme, datorită stocului epuizat, n-am putut să vi le oferim din nou. Așadar, începând de această săptămână, din nou disponibil, DVD după DVD, în fond trei DVD-uri, disponibile pe libreriacreștine.ro, aveți pe ecran în timp ce vă vorbesc. Este vorba de Povestea pentru copii, varianta pentru copii a povestirii lui Richard Wurmbrand, din seria Eroii Luminii. La fel este și documentarul Richard și Sabina Wurmbrand, un documentar pe care îl distribuim de mai multă vreme. Iată așadar o nouă serie, un nou lot disponibil după ce câteva luni de zile nu l-am mai avut în stoc. Un documentar special, cred eu, care va inspira fiecare viață de român. Și din nou pentru copii, după o absență mai îndelungată, filmulețul pentru copii, Martorul, desen animat despre momentul crucii, dar văzut din perspectiva unui martor al acestui moment. Cred că o perspectivă interesantă și un film special pentru copiii dumneavoastră. Nu vreau însă să trec de momentul acesta promoțional fără a vă semnala și a vă recomanda din nou Crucea și Bumnalul, un film cu nuanță autobiografică a lui David Wilkerson. Este vorba de convertirea dramatică a lui Nicky Cruz, dar ca rezultat a unei misiuni plin de curaj a lui David Wilkerson. Și în fond am vrut să ajung în acest moment al emisiunii noastre, pentru că David Wilkerson nu mai este printre noi. În urmă, cu câteva zile, el a plecat la Domnul, la o vârstă înaintată, după o viață de slujire sacrificială. Am avut bucuria să-l avem în 2005, într-o serie de seminarii ținute aici în România, sala Palatului din București. Am înregistrat atunci câteva zile cu el și cu fiul lui Gary Wilkerson. Iată că vă oferim din nou acest album DVD. L-am mai avut și în anii trecuți, dar acum poate capăt o semnificație aparte. Lucrător cu pasiune pentru Hristos. E un seminar întins pe durata a 9 lecții, sala Palatului București în 2005. Am avut ocazia cu acel prilej, am avut bucuria să iau și un interviu lui David Wilkerson. L-ați urmărit chiar spun aceasta mai devreme într-o ediție specială a emisiunii Așteptându-l pe Mesia. Poate o scurtă secvență putem relua și acum, dacă timpul îngăduie, însă sunt lucruri profetice pentru România pe care el le-a spus atât în cadrul conferinței acesteia, cât și în cadrul acelui scurt interviu. Dumnezeu a vorbit despre România, despre planul special pe care el, Dumnezeu, îl are pentru România, despre modul în care Dumnezeu va folosi tinerea generație pentru a duce trezire în România, lucruri spuse cu îndrăzneală, călăuzit de Duhul Sfânt, de David Wilkerson în 2005, un prilej cu care el a fost aici în România și a ținut o conferință de echipare a lucrătorilor. Noi vom relua această conferință integral începând de peste două săptămâni. O să urmăriți în fiecare săptămână câte una din cele 9 sesiuni. Până atunci însă întregul album este disponibil. Dați un telefon, sunați sau accesați Libreria Creștină pentru a achiziționa acest album. Pentru ultima parte a emisiunii am alături de mine pe Mirela. Bine, mulțumesc, Mirela, că ai acceptat să fie alături de mine. Pentru că noi o să ne și rugăm și înainte de a ne ruga o să răspundem la câteva scrisori și o să fim și o provocare, sper, pentru mulți dintre cei care ne urmăresc. Am primit multe scrisori. Unora vă răspundem direct la telefon, altora vă trimitem câte un e-mail de răspuns. Câteva dintre scrisurile dumneavoastră sau mesajele telefonice sau e-mail-uri, pe câteva le-am listat, o să citesc câteva dintre ele și după aceea o să revenim așa cu niște lucruri legate de Alfa Omega TV. Vă spuneam în emisiune în direct, în special, să ne scrieți, să ne transmiteți informații, scrisori, mici mărturii despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața dumneavoastră. Iată că am dat o scurtă secvență, de exemplu, de la Măslinul
de Biserica Speranța, doar un scurt reportaj de 3-5 minute l-am difuzat și cineva din București, doamna Maria, ne spune, am urmărit secvențele din emisiunea Măslinu de la Biserica Speranța și în timp ce urmăream rugăciunea fratelui Caba, am simțit cum mi se ia durerea de pe spate și nu mă puteam îndoi, aveam probleme cu spatele și a ținut să ne mărturisească acest lucru. Cred că și alții, și alte persoane dintre dumneavoastră care ați fost fie parte la o emisiune direct, fie ați urmărit diverse emisiuni, aveți ce să ne spuneți. Sunt încurajări pentru noi aceste lucruri. Am și câteva scrisori pe această temă, dar am ținut să încep cu aceasta. Mai citesc încă una sau două. Cineva dintr-o închisoare din România, nu o să-i spun nici numele, nici locația, ne spune... M-am bucurat foarte mult că în decursul anilor, datorită introducerii canalului Alfa Omega TV în pachetul de canale, vă pot urmări pentru prima dată la mine în cameră. Știam de existența acestei televiziuni, dar până în urmă de mult nu puteam să vă urmăresc. Sunt un foarte fidel telespectator al televiziunii Alfa Omega, dar asta în momentele libere și mai ales când dorm de ținuție din cameră. Ne spune câteva lucruri speciale despre el și spune, mă bucur că v-am alături și pe dumneavoastră cei de la Alfa Omega TV. Suntem o încurajare și pentru această categorie de respiratori care poate în privare de libertate din punct de vedere omenesc primesc o altă înțelegere a libertății uitându-se la canalul Alfa Omega TV. Rugați-vă ca să putem pătrunde. Ne-am băgat de multe ori pentru locuințe, pentru telespectatori, dar poate mai puțin pentru zone în care greu pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Poate am gând, Mirana, legat de acest gen de scrisori. Da, este așa, e ca un duș rece, să zic, când primim astfel de scrisoare, pentru că ne trezește la o realitate dură pe care o au mulți și de care poate noi nu suntem conștienți și chiar poate că ne vom ruga pentru această categorie aparte de oameni care sunt după gratii în aceste momente și vorbeam de David Wilkerson și de lucrarea pe care el a făcut-o în prima parte a emisiunii. El mult a slujit în această zonă a oamenilor care au fost într-un fel dincolo de gratii în societatea în care ei au fost, oameni care au trăit în chiar a fost închiși, deci a slujit în zona aceasta mult. E o categorie de oameni cu nevoi deosebite și o să ne rugăm și pentru ei. Cineva cu numele de Ioana din comuna, din orașul Fundulea, județul Călăraș, avem audiență în creștere și în sudul României, iată în zona Călăraș. Ioana ne spune, din Fundulea Călăraș, am o vârstă de 64 de ani, soțul meu 72 de ani, suntem ortodoxi, dar vă admir foarte mult emisiunile pe care le transmiteți. Ne transmiteți o credință curată în Dumnezeu. Mă impresionează foarte mult harul cu care explicați credința în Dumnezeu și lucrurile legate de Domnul Iisus Hristos. Am văzut că aveți emisiuni la care invitați și slujitori din alte confesiuni, chiar din zona ortodoxă. Chiar ne spune aseară, am urmărit o emisiune specială despre Cina Domnului. Sunt momente când m-am uit și ziua. Aveți nu numai seara, dar și ziua emisiuni pentru copii cu desene animate foarte frumoase și cu iz de credință în Dumnezeu. Ne și roagă această familie să ne rugăm pentru ei. Probabil că o situație mai grea și au o bucată de pământ pe care vor să o vândă acolo într-un sat din Călăraș și... Poate chiar o pomenim în rugăciune ca Dumnezeu să rezolve și această problemă și suntem bucuroși că Dumnezeu sunt zone în care Dumnezeu atinge prin Alfa Omega diverse categorii de credincioși. Am primit din nou o scrisoare din Maramureș, dintr-o comună, Sat Lung. Suntem încurajați, scrisoarea este mai lungă. Mulțumim sorei Viorica pentru ajutor și încurajări. O frază, două, să citesc de aici. Într-o noapte târzie am deschis televizorul și am auzit-o pe sora Mirela despre rugăciune. Probabil a fost o reluare a emisiunii Puterea Rugăciunii. Iată că cineva de Maramureș urmărește și emisiunile pe care le faci pe cât mai des de acum încolo. Aș dori să știți toți membrii echipei Alfa Omega că sunteți niște oameni minunați în mâna Domnului. Și eu vă spun că nu veți pierde răsplata pentru că Domnul știe să răsplătească celor ce se ostenesc în măreața lucrare a lui. Și-ți solicită rugăciune pentru câteva cazuri de sănătate din familia ei. Ea durește, sora Viorica, probabil este mai în vârstă, nu știu, în vârstă, ea durește să ne și vadă personal
și ne spune pe nume aici câteva gânduri, și, dar dacă nu vă voi vedea, îi sper din tot sufletul să ne vedem acolo unde nu vor mai fi durere și lacrimi. Mulțumim pentru încurajări, sora Viorica, și vă simțim parte alături de noi. Ne-ați mai trimis și scrisori și cu alte ocazii de acolo, din Maramureș, și știm că sunteți una din persoanele care sunteți alături de noi și vă rugați și ne încurajați. De multe ori, fiind apăsați sub probleme în fața unor decizii pe care trebuie să le luăm, un ajutor și un îndemn de acest fel contează. Am să mai citesc încă două scrisori care au de-a face cu sprijinul pe care, fără să-l cerem în mod expres, îl primim. Cineva din doamna Ana, nu-i dau chiar adresa exactă, din Sibiu, ne trimite o scrisoare interesantă. Sunt pensionar de 70 de ani, locuiesc în Sibiu și dânsa spune, nu se prea pricepe să meargă la poștă sau la bănci, dar ne trimite în acest plic, și am avut aici în plic o mică sumă de bani modestă, dar a fost ca bănuțul bătrânei din Biblie. Am primit această sumă și o să vă trimitem chitanțe pentru această donație, sora Ana din Sibiu. Și încheie cu dragoste sfântă, sora dumneavoastră în Domnul Iisus, care se roagă pentru dumneavoastră, Ana din Sibiu. Cred că i-a avut și acel verset de încurajare. Da, ne salută cu versetul Isaia 52:7, pe toată echipa Alfa Omega și pe noi ca și slujire. Și aș vrea să-l și citesc ocazia aceasta, pentru că ne încurajează acest gând pe care l-a avut pentru noi. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Și da, noi zicem, Dumnezeul nostru împărățește peste România. Și tot din această categorie, cineva dintr-o comună din județul Bihor, Veturia, nu îi spune exact adresa, ne cere foarte simplu și cu ocazia asta o să și ilustrez și nu o să mai fac după aceea pe parcursul emisiunii. Ne spune să-i trimitem niște mandate poștale, dânsa probabil fie să fie mai în vârstă, mai greu, cu alte forme de ajutor, și așa cum facem celor care ne cer, chiar i-am pregătit să-i trimit câteva mandate poștale, periodic sau când domnul pune pe inimă, lunar, în funcție de salar sau de pensie. Persoane cum este această soră Veturia din județul Bihor ne trimit câte o mică donație. Este o formă prin care ne ajutați și nu știu, eventual acum să mai vorbim puțin sau să citesc câteva e-mail-uri legate de nevoi specifice. Poate că în plicul ăsta îl punem deoparte și ne vom ruga și pentru parteneri. Ok, am să citesc foarte repede câteva e-mail-uri, niște nevoi specifice. Vă spuneam, am selectat câte ceva din scrisorile și e-mail-urile primite anterior, primite ultimele zile. Câteva scrisori vi le-am citit. Cornelia din Gura Honț, tatăl ei, Ioan, este bolnav de Parkinson, are nevoie de sprijin în rugăciunea noastră și a celor care ne urmăresc, pentru că să vă provocăm să vă rugați cu noi în partea a doua a emisiunii. Camelia ne spune, cred, Camelia ne spune că mama ei este de 3 ani de zile diagnosticată cu o boală incurabilă și în ultimele 2 luni este situația ei s-a agravat, se încrede în Dumnezeu, este în spital mama ei, să fim alături de Camelia. O soră, Olga, are nevoie de sprijin rugăciune să-și ducă mântuirea până la capăt. Soțul ei s-a depărtat de calea Domnului. Natalia din Caransebeș, fiica ei Liliana a trecut printr-o operație. Are nevoie de sprijin rugăciune din Baia Mare. Cineva cu numele Pocol, o nepoată de 34 de ani, are probleme de anemie, chiar probleme psihice, glanda tiroidă și suprarenală. Cineva e Caterina, sănătate, fiica ei, Otilia, e bolnavă, probleme de stres. Cineva din Bozovici, Luci, ne cere sprijin rugăciune pentru cineva cu numele de Mihaela, care are cancer la plămâni și acum este într-o stare extrem de gravă, internată. Situații disperate. Cineva, o soție, pentru soțul ei din Italia, care este robit de patima alcoolului. Sunt multe familii care au această problemă. O soră tinde din Simireu și Silvanii, mântuirea întregii familiei. Carol din Oradea, operație pe inima nepotului Narcis și vrea să fim alături de el în rugăciune. Și în sfârșit Mariana dintr-un alt județ, în alt sat, Buntești, județul Bihor,
părinți, în special mama bolnavă de inimă și cineva din anturajul ei, un prieten, datorită greutăților prin care trece, își pierde încet, încet încrederea în Domnul și nu ar dori să se întâmple. Acest lucru, un nume interesant, l-am selectat din multe altele, pentru că pe foarte mulți provocările și greutățile acestei lumii fac să se îndepărteze. Da, unii se îndepărtează de Domnul, alții sunt atrași, tot se întorc la Domnul, se întorc la Domnul și îl văd ca pe singura soluție și singurul care îi poate sprijini. Și poate că așa, pentru cei care sunt în situații disperate, câte ceva din lucrurile cu care ne-am confruntat noi personal prin umblarea noastră, prin credință, și am fost în situații extrem de dificile și noi, personal, ca familie, și aș vrea să vă încurajez. Poate că Dumnezeu nu îndepărtează motivul, problema cu care noi ne confruntăm, dar ne trece pe noi într-o altă stare. Ne face să creștem prin credință într-o acea stare de pace profundă și de credință că El e la lucru și că are controlul vieților noastre, indiferent de ceea ce vom vedea cu ochii întâmplându-se în jurul nostru. În fond, bătălia cea mare nu este pentru neapărat o vindecare rapidă. Nu spun că Domnul nu face lucrul acesta și o face din belșug în vremea aceasta. Dar bătălia cea mare este pentru sufletele noastre și Dumnezeu vrea să fim cu inimi tot mai curățite, tot mai eliberate de păcat, cu o credință care să crească în El și nu vrea să ne depărtăm de El. Încercările nu sunt spre a ne depărta de El și Dumnezeu nu este nici de cum un Dumnezeu dur și neîndurător, ci este plin de dragoste și de har și așa ar trebui să ne uităm cu toții la El. Hai, promis să ne rugăm să avem o primă rugăciune pentru cei nevoi și ne vom ruga după aceea pentru cei care vor să fie sau simțim noi că vor să fie, să ne sprijine rugăciune și pe noi cei de la Alfa Omega mai departe. Dar să ne rugăm mai mult pentru aceste cauze. Pentru a poți să încep tu. Venim înaintea Ta, Doamne, cu smerenie, Doamne, și recunoscând că despărțiți de Tine nu putem face absolut nimic, Doamne. Absolut toate lucrurile, Doamne, vin din mâna Ta, Doamne. Prin Tine, Doamne, avem ființa, viața, mișcarea, așa cum este scris. Și, Doamne, aducem aceste cauze, Doamne, aceste situații disperate, aceste nevoi mari, Doamne, care sunt în inimile și în viețile multor copii ai Tăi, Doamne, care strigă la Tine după ajutor. Doamne, le aducem înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să intervii, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-ți reverși harul Tău, binecuvântarea Ta, Doamne, izbăvirea Ta, Doamne. Tu ești Dumnezeu care mântuiești, Tu ești Dumnezeu care izbăvești. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm, Doamne, lasă ungerea Ta de vindecare și de izbăvire, de eliberare peste toate aceste situații, peste toate aceste inimi care strigă la Tine, Doamne, după ajutor. Și îți mulțumesc, Doamne, că, Doamne, cred că chiar de astăzi, Doamne, Tu asculți rugăciunile noastre și Te atingi de acești oameni care sunt în nevoie și, Doamne, le mângâi inimile, Tu ești Dumnezeu care mângâi și ridici, Doamne, pe cei care sunt apăsați, descurajați, disperați, îi ridici din acea groapă adâncă și pui cu picioarele pe stângă, care ești Tu, Iisuse. Mă rog pentru mântuire, binecuvântare, vindecare, pentru toți aceștia care ne-au scris, în numele Domnului Iisus Hristos Nazaret. Și te rugăm ca Tu să Te implici cu putere, Doamne, și, Doamne, să dai la o parte orice amărăciune, orice apăsare, orice stare de disperare din inima celor care ne-au scris sau celor care ne urmăresc acum. Doamne, Tu ești Dumnezeu al speranței, Doamne, al soluțiilor, Doamne. Doamne, fă ca tot mai mulți, Doamne, în loc să cadă în apatie sau în amărăciune, Doamne, să-și ridice ochii pe Tine și să aștepte intervenții divine din partea Ta. Soluții din partea Ta, uși deschise din partea Ta. Vorbim peste aceste cauze și peste altele care sunt în inima celor care ne urmăresc, să urmăresc cu noi rugăciune. Uși de favoare de la Tine, Tată Ceresc. Încredere deosebită în Tine. Pune în inima multor români care ne urmăresc și care își pun întrebări în aceste momente. Îți mulțumesc că aduci vindecare acolo, este nevoie de vindecare, că aduci alinare, că aduci dincă o dată șansa mântuirii celor care Te-au respins poate de multă vreme pe Tine, de multe ori. Doamne, aduci nouă înțelegere a lucrurilor pentru foarte mulți care și-au pus întrebări. Îți mulțumim, Tată Ceresc, și pentru cei care, Doamne, Te descoperă pe Tine prin Alfa Omega, Doamne. Amin. Aș vrea să ne rugăm și pentru acea familie din Călăraș. Okay. Tată,
Îți mulțumim pentru acea familie din Călăraș și te rugăm, Doamne, ca Tu să le vii în ajutor, Doamne. Doamne, simțim că sunt într-un moment de strâmtorare, când au nevoie de ajutor Tău, Doamne, și te rugăm ca Tu, Doamne, să le trimiți un cumpărător supranatural, Doamne, într-o zonă în care aparent nu sunt cumpărători pentru bucăți de pământ. Te rugăm să îi ajuți Tu, Doamne. Doamne, în felul acesta sau în alt fel, dar Tată, te rugăm să atingi de nevoile lor, Doamne, să le răspunzi, Doamne, strigătelor inimilor lor, Doamne, care cer ajutor, Tată, și îți mulțumim pentru ei. Te rugăm să-i binecuvintezi în numele Domnului Iisus. Și pentru acea persoană care este în stare gravă la spital, Doamne, cu cancer la plămâni, Doamne, te rog să aduci o restaurare rapidă, supranaturală, spre uimirea și spre, Doamne, spre bucuria multora. Spre mărturia numelui Tău. Spre mărturia numelui Tău, da, da, da. Mulțumesc că lucrez cu semne și minuni în această vreme, chiar prin această rugăciune simplă pe care o facem aici în studioul Alfa Mega. Încredințăm tot aceste cauze în mâna Ta și te rugăm ca Tu să lucrezi. Amin. Da, în continuare, știu, aș propune să urmărim câteva secvențe, poate chiar în timp ce noi vorbim, de la derularea unor lucrări care au avut loc la Casa Alfa Mega TV. Au luat colegii noștri câteva secvențe la etajul întâi acestei lucrări, acestei clădiri. Vă spuneam și în emisiunea trecută, am început să lucrăm la amenajare, la punerea șapelor, la construirea pereților. Sunt doar câteva secvențe prin care doar vă spunem celor care v-ați dat pentru noi și ne-ați primit pentru tot campanul, dar am început să lucrăm acolo și credem că Dumnezeu ne va da bani, resurse, materiale, oameni, mână de lucru ca să putem să terminăm, să amenajăm etajul întâi acestei clădiri, ca să putem să funcționăm mai eficient, la o scară mai largă. De urmă, de pe când încă o știți, noi am fixat aici la studiul Alfa Mega TV, doar dintr-o clădire de trei nivele, doar la primul nivel, la parter, lucrăm și studioul și partea de montaj, producție, traducere, administrație, internet. Suntem toți înghesuiți aici la parter și cred că în câteva luni de zile va fi funcțional și următorul etaj. Vă mulțumim pentru ajutorul care îl dați în rugăciune, pentru că în zona aceasta de ajutor în rugăciune am vrea să o provocăm în continuare. Da, aș vrea să adaug aici, poate e prima dată când avem această invitație pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care sunt alături de noi de multă vreme. Domnul ne-a motivat în dimineața asta când ne-a rugat pentru emisiunea aceasta să vă provocăm să deveniți parteneri Alfa Omega într-un mod mai puternic, în primul rând în rugăciune. Avem foarte mare nevoie de sprijin în rugăciune și dacă aveți un gând de la Domnul, dacă aveți, Domnul vă vorbește, vă arată ceva despre lucrarea Alfa Omega, vă rog foarte mult, scrieți-ne, sunați-ne, transmiteți-ne cumva. Avem nevoie de încurajările dumneavoastră. Iar pe cei care vreți să fiți dedicați cu timp pus deoparte pentru a intra într-o formă mai constantă de rugăciune pentru Alfa Omega, din nou vă rugăm să ne scrieți, să ne dați datele noastre de contact, să vă putem transmite din când în când nevoi specifice de rugăciune, care vor fi poate mai explicite decât cele care pot fi transmise prin emisiunea aceasta Alfa Omega în Obiectiv. Azi dimineața am zis în mod deosebit, Dumnezeu vrea să ridice o echipă de oameni ai rugăciunii care să stea pentru lucrarea Alfa Omega. Cred că vin vremuri mai puternice, să zic, din punct de vedere spiritual și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în rugăciune într-un mod mult mai clar. În timp ce ai vorbit, a fost pe ecran alternativ și adresa de e-mail info, pentru cei care ne pot trimite prin e-mail, cât și adresa poștală, căsuța poștală 1141 Oficiu 8 Timișoara 300890. Sunt alternativi pe ecran. În funcție de dorința dumneavoastră, dați-ne un e-mail sau trimiteți-ne o scrisoare ca să putem fi într-o legătură mai specială, mai discretă, într-un fel, pentru că nu toate lucrurile vi le putem spune tuturor în această țară prin televiziune, dar sunt anumite cauze specifice de rugăciune care vrea să le împărtășim cu mulți dintre dumneavoastră. Așa cum spunea și Mirela, dimineața aceasta chiar ne-am sfătuit, ne rugam acasă ce să spunem în emisiunea Alfa Mega în Obiectiv. De obicei, ați văzut, vă spuneam, vrem să punem, avem nevoie de suma asta, de bani, rugați-vă ca să o împlinim sau așa. Sigur, avem și acum astfel de nevoi, dar Domnul ne-a pus pe inimă acest lucru, să vă provocăm de data aceasta să fiți alături de noi parteneri în rugăciune în primul rând. Mine l-a folosit un termen, știu eu, poate mai voalat, dar credem că pe măsură ce impactul lucrării Alfa Mega crește și vedem asta în fiecare zi, pe măsură ce audiența canalului Alfa Mega se extinde în România, în Republica Moldova și întreaga Europa, pe măsură ce tot mai multe vieți sunt transformate,
în aceeași măsură și împotrivirea din partea celui rău crește, pentru că nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva puterilor întunericului, și dușmanul nostru nu este un om, o persoană, un partid, o grupare, ci dușmanul nostru este diavolul, și e o lucrare spirituală la Omega. Avem nevoie de ajutor în rugăciune, în primul rând. Fiți alături de noi. De obicei închei aceste emisiuni cu fii partener al Omega. Vă sugerez să fiți alături de noi, poate mulți credeți financiar. Dar de data aceasta, vă spunem, avem nevoie să vă ridicați așa ca armată de susținere. Dumnezeu, cred că în vremea aceasta vă provoacă și prin noi aici, poate noi spunând acest lucru, că Duhul Sfânt lucrează în inima dumneavoastră. Cred că în lucrarea de trezire din România, Dumnezeu va folosi câteva unelte, chiar din zona media, și noi ne bucurăm și credem și am primit de la Domnul că suntem unul din instrumentele Lui în mâna Domnului în această lucrare specială pe care o face El în această vreme. Poate ai vrea să adaugi ceva la ce am spus înainte de a ne ruga? Domnul va vorbi multora care ne urmăresc legat de această emisiune. Probabil că vom face acest apel din când în când. N-a fost planificat sau nu ne-am gândit să fim amândoi în această emisiune, dar Domnul ne-a motivat să fim împreună în această emisiune ca să vă provocăm pe dumneavoastră în acest sens de a fi partenerii Alfa Omega în rugăciune în primul rând, și din nou vă încurajăm să fiți parteneri și financiar. Avem nevoie de a ne stabiliza ca lucrare și Domnul știe foarte bine lucrurile acestea, dar ne provoacă să vi le transmitem ca să putem să fim oarecum stabilizați în lucrarea Alfa Omega. Avem nevoie de ajutorul noastră și financiar, și am vrea să ne rugăm acum poate și pentru, deci pe lângă grupul de parteneri în rugăciune, să rugăm și pentru grupul de sprijinitori financiar care prin donații constante, prin donații ocazionale, ne ajutați foarte mult. Și în primul rând vrem să vă mulțumim, să vă mulțumim și dumneavoastră, mulțumim Domnului pentru dumneavoastră de fiecare dată când primim o donație, fie că este mică. Poate mulți ziceți că am prea puțin ca să donez, e jenă, mi-e rușine să donez o sumă așa de mică, dar vă spun, prețuim fiecare leuț și Domnul știe inima fiecăruia și știe posibilitatea fiecăruia. Are valoare, are valoare fiecare bănuț investit. E o sămânță a credinței pe care o puneți într-un ogor și care va da rod, pentru că prin lucrarea aceasta foarte mulți primesc cuvântul în case, chiar în locurile acestea de izolație maximă, cum este acea persoană care ne-a scris din penitenciar. Și credem că Dumnezeu extinde lucrarea Alfa Omega. Este o vreme când extinde lucrarea Alfa Omega. Înainte de a ne rugați, vreau să mai spun ceva ce mi-a venit acum în gând. Mai mult de jumătate din cei care ne sprijină sunt oameni cu venituri foarte mici, unii pensionari, unii oameni cu strâmtorare financiară, și din scrisorile lor și din uneori după CNP ne dăm seama de o vârstă înaintată și din zone îndepărtate ale României, din sate cu o activitate economică redusă, și tot acești oameni ne ajută. Mai mult de jumătate din suportul, din numărul celor care ne ajută, vin din aceste zone și din aceste categorii. Și mă gândeam că sunt foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, care au posibilități financiare mult mai mari, care poate sunt implicați într-o firmă, într-o lucrare, într-un business, pentru care poate este simplu să-și facă o reclamă la Alfa Omega, dacă acest lucru este posibil, sau să folosiți unul din instrumentele financiare care vă stau la dispoziție, gen sponsorizare sau nu numai. Nu aș vrea neapărat să vă responsabilizez în acest mod, dar simțim că cu cât timpul trece, și mi-aduc aminte ce spuneam la începutul emisiunii despre David Wilkerson, care a anticipat într-o carte a lui vremurile acestea și aproape se derulează sub ochii noștri, vremurile sunt foarte scurte. Mulțumim Domnului că noi putem sluji aici la Alfa Omega și vom mai putea sluji, nu știm câtă vreme. Într-un fel, de fiecare dată când am ocazia, spun, Alfa Omega nu e lucrarea noastră, chiar dacă am inițiat-o, Dumnezeu a inițiat-o prin noi, e o lucrare care tot mai mult e parte din viața dumneavoastră și sunteți și dumneavoastră parte din ea, și am vrea să vă responsabilizăm într-un fel, depindem de dumneavoastră. O colegă de-a noastră, Grațiana, chiar ne-a dus o mică donație zilele trecute de la un vecin de-al ei, mai în vârstă, un pensionar, care spunea n-aș vrea ca să fiu în fața Domnului responsabil pentru că lucrarea Alfa Omega n-a mai putut să se desfășoare, să nu cumva să vă opriți până la el, și ne-a dat o sumă destul de importantă față de venitul lui.
spune că mă simt responsabil, spune acest domn mai în vârstă, acest frate în vârstă, mă simt responsabil ca lucrarea Alfa Omega să meargă mai departe. Și da, și în fond ăsta este principiul pe care Dumnezeu îl folosește. Deci noi nu depindem de o afacere grozavă, de nu depindem de sponsori extraordinari, ci efectiv depindem de Domnul și de fiecare dintre dumneavoastră care ascultați glasul Lui. Deci este un nivel de responsabilizare pe care Dumnezeu vrea să vi-l transmită prin noi. Și de multe ori lucrul acesta chiar ne-a întristat, pentru că știam că Domnul vrea lucrul acesta și numai Domnul știe de câte ori n-am plâns sau de câte ori n-am necăjit, pentru că am văzut că suferim de limitări importante, poate și din pricina neascultării unora care ar fi putut să investească aici și nu au făcut-o. Timpul este scurt. Cred că acest apel și la parteneriat în rugăciune pentru Alfa Omega are de-a face tocmai cu timingul în care suntem, cu vremea aceasta. Ne apropiem cu pași repezi de luna septembrie, în care probabil pe plan mondial se vor lua niște decizii vis-a-vis de Israel, care vor declanșa anumite lucruri într-un regim foarte grăbit. Aș vrea să fim conștienți de timp, să nu amânăm pe mâine, pe poimâine ce putem face astăzi. Asta e valabil pentru fiecare în zona lui de slujire. Și să nu ne amăgim singuri, că vom avea timp și mâine. Ziua de mâine nu ne aparține. Să ne pregătim și pentru moment de rugăciune. Aș vrea doar să adaug și probabil ne și rugăm faptul că Canalul Alfa Omega este în tot mai multe orașe din România. Vă spuneam, după un început în orașul Timișoara, care a fost primul oraș cu Alfa Omega integral recepționabil în cablu, au urmat și alte zone, orașele de pe Valea Jiului ne recepționează integral, Oradea, Baia Mare, Clujul, o mare parte din București prin rețele UPC și multe alte orașe și sate și comune. Stăruiți, insistați la Dumnezeu și la cei din zona dumneavoastră pentru ca Alfa Omega să fie introdus în zona dumneavoastră, în cartierul vecin, în orașul vecin, unde aveți rude. E o problemă de stăruință în rugăciune. Noi de aici ne rugăm și spunem și programăm Alfa Omega, va fi în fiecare casă de român accesibil, iată, și în fiecare închisoare, ca fiecare deținut să poată să primească și nu numai. E un moment important. Continuați să vă rugați până când Alfa Omega va fi accesibil fiecărui român. Haideți să ne rugăm, Mirela, eventual. Tată Ceresc, Doamne, îți mulțumim pentru acest timp care l-am avut împreună cu Tine, Doamne, aici în studio Alfa Omega și simțim că data aceasta, dincolo de ecranul televizorului, am avut un timp de părtășie și de sfaci, de comuniune, Doamne, și cu mulți care ne urmăresc, Doamne, și de sinceritate, Doamne. De aceea ne rugăm împreună, noi aici și cu cei care ne urmăresc, Doamne, ca planul Tău cu lucrarea Alfa Omega să meargă mai departe. Ne rugăm ca Tu să binecuvântezi lucrarea Alfa Omega, Doamne, spiritual, material, Doamne, cu echipamente, cu oameni, cu colaboratori, Doamne. Te rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să deschizi mai departe uși, în oraș după oraș, în sat după sat, în toate zonele din România. Și din nou spunem că Alfa Omega va fi recepționabil și de fiecare român, și fiecare român îi vei da șansa să te aleagă pe Tine, Doamne, și Tu îl vei provoca și îi vei da învățătură și ocazie să se întoarcă la Tine, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Și credem astăzi, Doamne, că Tu ne vei da semnele Tale, Doamne, și ne vei spune, ne vei da vești bune, Doamne. Ne vei da vești bune privind modul în care Tu deschizi orașe importante ale României, pentru care ne rugăm de atâta vreme și pentru care se roagă mulți din cei care ne urmăresc, Doamne. Brașovul, Aradul, mai departe București, orașele din Moldova, orașele din Republica Moldova. Îți mulțumesc că lucrezi, Doamne, cu mare putere. Ne rugăm ca Tu să deschizi uși la platformele digitale din România pentru canalul Alfa Omega. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, și credem, Doamne, că așa cum am și spus astăzi, cu îndrăzneală și cu sinceritate, Alfa Omega nu este lucrarea noastră, dar Tu ne-ai încredințat lucrarea să o administrăm, să-i dăm coerență, consistență, Doamne, să administrăm resursele care ne-ai dat, Doamne, dar este o lucrare a trupului Tău din România, Doamne, pentru echipare, pentru avansarea Evangheliei Tale în România, Tatăl Celor, și dincolo de granițele României, Doamne. Îți mulțumesc că Tu vorbești multor oameni pe care Tu îi ridici la rugăciune, ca suport în rugăciune pentru care Alfa Omega, ca suport financiar pentru Alfa Omega, ca suport în diverse feluri și moduri, Tată Ceresc. Noi nu punem lucrarea Alfa Omega în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca Tu să lucrezi, Tată Ceresc. Îi mulțumesc că astăzi Tu ridici, Doamne, noi și noi oameni, mulți oameni în toate colțurile țării, Doamne, ca să facă parte din această armată de susținători pentru lucrarea Alfa Omega. Îți mulțumesc că faci acest lucru, Doamne. Oameni în vârstă sau copii sau tineri, oameni de afaceri, Doamne, pe care Tu îi ridici să fie umăr lângă umăr, alături în această bătălie, în această bătălie de străpungere pe care Tu o faci în această vreme și din care așa Alfa Omega credem
că este parte. Mm. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Mm. Doamne, și-am vrea acum să-ți mulțumim pentru fiecare copil al tău care se va alătura echipei de suport, rugăciune pentru Alfa Omega. Te rog să-i binecuvintezi de pe acum, Doamne, să-i protejezi, Doamne, să-l lași ungerea puterii tale, Doamne, peste viețile lor, Doamne. Mă rog, Doamne, să-i ridici, Doamne, mă rog pentru o armată de susținători în rugăciune pentru Alfa Omega. Trezește-i tu, ridică-i tu, Doamne. Tată, și îți mulțumesc pentru fiecare în parte, Doamne. Mai rog, Doamne, și pentru cei care vor sprijini, Doamne, cu bănuțul lor, Doamne, lucrarea Alfa Omega, cum este această soră care a cerut mandate. Mă rog, Doamne, să mulțești, Doamne, pe cei care vor dona câte puțin, Doamne, din România. Doamne, și mi-a adus aminte când ai vorbit acum câțiva ani, în mod profetic, că vor fi foarte mulți susținători, foarte mulți donatori din România pentru lucrarea Alfa Omega. Și, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, mă rog ca Tu să-i trezești, Doamne, ca Tu, Doamne, să îi ridici, Doamne, într-o vreme ca aceasta, Tată, în numele Domnului Iisus, mă rog să-i binecuvintezi, mă rog să le vorbești, Doamne, mă rog ca Tu, Doamne, să-i cercetezi prin Duhul Tău. Și, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru fiecare persoană în parte care deja este dintre donatorii la Alfa Omega și îți mulțumesc pentru toți cei care vor fi, Doamne. În numele Domnului Iisus, îi binecuvântăm de aici, din Alfa Omega, pe toți aceștia care au ales să fie partenerii Tăi, Doamne Iisuse, în această lucrare, prin lucrarea Alfa Omega. În numele Domnului Iisus. Amin. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumesc, Mirela, că a fost alături de mine și sper că după această scurtă discuție, când spun de obicei în final, rămâneți partenerii Alfa Omega, lumea va înțelege, și cei care urmăresc vor înțelege poate puțin altfel dimensiunea aceasta de a fi partener Alfa Omega. Aceasta a fost emisiunea Alfa Omega în Obiectiv de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.